1 Corinteni 15 cu 20 la 23. Dar acum Iahușua a înviat din morți pârga celor adormiți, dar fiecare la rândul cetei lui. Iahușua este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Iahușua. Iarăși speranța noastră este în învierea dreptilor la a doua venire a lui Iahușua. 1 Tesaloniceni 4 cu 13 la 18. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iahușua a murit și a înviat, credem și că Iahua va aduce înapoi, împreună cu Iahușua, pe cei ce au adormit în el. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul lui Iahua. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea lui Iahușua, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Iahușua, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Iahua, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Iahua. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Iahușua în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Iahușua. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Ioan 5, de la 25 la 29. Instrucțiunile inspirate a lui Pavel cu privire la modul în care să ne consolăm unul pe altul când pierd o persoană dragă nu constau în a ne spune că cei decedați sunt acum în cer, ci mai degrabă Pavel ne învață să ne mângâiem unii pe alții cu promisiunea binecuvântată a învierii sfinților de la a doua venire a lui Iahușua. Este tragic să vedem cât de des sunt ignorate aceste instrucțiuni și cum este repetată minciuna celui rău. Ei nu au murit cu adevărat, Geneza 3 cu 4, ei sunt acum în ceruri. 1 Timotei 6 cu 15 la 16. Iahua, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Iahua singur este nemuritor, omul este muritor. Poate un muritor să fie mai neprihănit decât Eloah? Iov 4 cu 17. 2 Timotei 4 cu 8. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea stăpânul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Pavel nu credea că își va primi răsplata imediat după ce va muri. El se aștepta să fie înviat când Iahușua va reveni. Revelația 20 cu 5. Dar restul celor morți nu vor fi înviați până nu se vor încheia cei 1000 de ani. Aceasta este prima înviere. Revelația 22 cu 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Iahușua va aduce cu el răsplata când se va întoarce. Omul nu își primește răsplata imediat după ce moare. Concluzie. Nu există nicio conștiință în moarte. Atât drepții cât și cei răi vor dormi până când sunt chemați din mormintele lor. Cei drepți la prima înviere, iar cei răi la a doua înviere. Ultimul dușman care va fi distrus este moartea. 1 Corinteni 15 cu 26.